Mare, 8 grade în Constanța, dar și în Bistrița, 7 în Reșița, 6 în Târgoviște și în Sibiu și 5 grade Celsius în Piatra Neamț. 4 mai avem în București, 3 grade în Brăila și în Brașov și 1 grad în Ploiești, dar și în Târgu Jiu. 0 grade sunt acum în Vaslui, dar și în Brașov. La nivel geopolitic cu toată lumea foarte bune, mai puțin bătălia de la Rovine, care era clar victoria lui Mircea cel Mare. Mai târziu există nuanțări și vis-a-vis de victoria de la Rovine, după care se trece brusc la Ștefan cel Mare. Care? Ștefan cel Mare este un simbol al luptei anti-otomane. Noi ne luptam cu toți, am purtat cele mai multe războaie. De la Alexandru Lancuzov, contractul între primăria sectorului 4 și firma. În fine, niciodată n-a încetat de drept, iar edilul sectorului 4 a decis să nu mai continue operat anumite discordanțe. Cu iartul oricare altă societate comercială de profil. Totuși, pentru respectarea codului rutier a legislației care impune sancționarea parcării în loc nepermis, cât și a normelor de conviețuire socială, începând de anul viitor, activitatea de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar va fi desfășurată cu sprijinul poliției locale a sectorului 4. Însă, vor fi ridicate strict autovehiculele care blochează intersecțiile, accesul în instituțiile de interes public sau local, stațiile RATB, spitale sau școli. Atât din trafic deocamdată, drum bun alături de România Actualități, alte informații din trafic după ora 14, în emisiunea La Minut. Ascultați Radio România Actualități. Sărbători fericite! Had a very shiny nose, and if you